Auziți, întreb și eu, că nu mă pricep. Traseismul, prin ce se ia? Prin pupat în fund, prin ce? Auziți aici, 600 de membri al de Giurgiu au trecut la PNL. 600! Voi vă imaginați cum i-a mânat, cine i-a mânat, așa, ca un cioban care mână oile. Haide, haide, hai cu tata, hai la sediu. Cum, frate, 600 de bucăți? Brusc 600 de aldiști și-au dat seama că locul lor e în PNL sau cum? Nu știu, cum vă suportați? Nu vi se sparg oglinzile acasă când vă uitați în ele? Nu vă e rușine să dați ochii cu copiii voștri? Nu vă vine să faceți în continuu dușuri? Nu vă simțiți, mă, mizerabili? Ar trebui. Ia uite și pe ăștia, invers. Adică te-ai luptat cu PSD vreme de 3-4 ani, iar acum când vin alegerile, ți-ai dat seama că, bă, de fapt eu sunt PSD-ist? Pe bune, cum vine asta? Bă, de fapt eu în sufletul meu sunt femeie. A? Așa? Ce să, Chirica e gata susținut cu acte de PNL. La București e Nicușor Dan. E limpede că Partidul Național Liberal nu e interesat de calitatea oamenilor pe care i-a în partid, ci de șansele lor de a câștiga. Dacă are șanse să câștige, atunci e om curat, domne, e capabil, e părinte și cetățean respectabil. Cu Nicușor Dan doar s-a nimerit să fie un om ok. Dar altfel, iată ce se întâmplă la Iași. Te dor creierii când vezi așa ceva. Și de fapt, asta vrea fiecare partid, să câștige prin orice mijloace, cu trădări, cu traseism, cu orice. Bineînțeles că ăia care trădează odată, trădează din nou după aia. Dar asta e, mergem înainte. Noi luăm scursuri de la ei, ei iau scursuri de la noi. Și numim asta politică. Haideți, mă, e ca și cum am numit Liga 1 fotbal profesionist. Păi ce profesioniști, auzi? Păi, păi, nu așa ne apucă pe noi munca. Ne-au luat împăduririle, cu ce să-ți povestesc? E, lasă, lasă că-i bine. Am glumit. Băi, alo, stați acolo cu cazmaua în mână, că tare bine vă stă. N-aș fi zis și că te prinde sapa mai bine decât chitara să mor. Puh, să nu fii de ochi. Pădurile sunt aurul verde al României. Și acest aur trebuie protejat și înmulțit. Domn președinte, vreți să vedeți ceva verde? Mor pe politicieni când vor să ne convingă de lucruri pe care noi le urlăm de ani și ani. Domnul Iohannis, nu trebuie să ne spui că pădurile sunt aurul verde. Pădurile sunt bune că sunt păduri. Nu ne cocli cu vrăjeală de asta de școală profesională. Na, am mai văzut caterincă de-asta la politicieni. Dragi concetățeni, avem nevoie de autostrăzi pentru că în ziua de azi... Bă, ești tâmpit? Ne spui nouă la ce-s bune autostrăzile? Ți se pare că nu prea am vrea autostrăzi sau ce? Mor, frate, mor când îi mai și vezi așa plin de povețe și de pilde. Puneți mâna pe lopată acolo, bă, să pați plantați. Lasă că mai vorbi și altă dată. Că așa fac politicienii. Vorbesc și obosesc. Da, îi ia foamea, îi ia setea după aia. Așa că, hai mă acasă, am plantat 3 pomi. Stați mă acolo, munciți până seara. Ca să vedeți ce înseamnă tăierile ilegale. Este inadmisibil ca în secolul 21 să mai avem tăieri ilegale, masive. Și rog pe domnul prim-ministru și pe membrii guvernului prezenți aici să găsească noi instrumente pentru a proteja pădurile României. Instrumentele care au fost create și folosite pe vremea guvernelor dinainte și cam multă vreme s-a ocupat PSD-ul de acest lucru fără succes, acele instrumente s-au dovedit a fi insuficiente. Da, eu abia am fost ales președinte și n-am avut timp să mă ocup de această problemă. Dar altfel, sunt mai preocupatule. Șeful, apropo de decidenți sau cum le-ai zis, vezi că sunt acolo, la o aruncătură de cazma. Ăla vopsit în cap, Catran, și că-l cheamă, e premier. Cu el vorbește. Codru-i frate cu românul, zice o veche vorbă, să arătăm că și românul-i frate cu codru. Hai mă, și că serios?
Las-o, las-o că ți-a scăpat poezia în vorba aia. Dă cu ascuțitul, lasă vorba, că la vorbă mai ai de lucrat. Cine naiba ți-a scris porcăria asta? Codrul e frate cu românul, să arătăm că și românul e frate cu codrul. Mamă, clasa a treia, nu cred că ți-a scris-o cineva. Și după asta pleci la București și gata, ți-ai făcut datoria, nu? Mâine vin tăietorii, fură păduricea asta a voastră cu tot cu pământ. Mă gândeam, cei mai bucuroși de împăduriri sunt cei care taie ilegal. Păi da, că ei vor fura la fel. Că ideea era să bagi bani în oameni instruiți și mașini, aparatură, arme, tot restul. Altfel tu plantezi ca prostul și tăietorii își freacă palmele de bucurie. Știi ce? Vorba lungă, sărăcia omului. Ia să vedem cum stați cu energia. Haideți că mai avem, mai avem. Voi mai aveți baterie? 70-80% măcar? Ha? Uite, n-ar fi rău să se inventeze și pentru oameni un sistem care să arate cum stăm cu bateria. Cum arată la telefon sau la laptop, să arate și la noi. Să știm și noi când e momentul să ne băgăm în priză. Mai ales că, din câte se pare, s-a brevetat deja furtul de energie de la oameni. Iată, o turistă acuză o pensiune din Brașov că a montat în pereți niște magneți cu care să-i capteze energiile și să le transfere către politicienii aflați la putere. Nu se poate. Îmi și imaginez cum se învârtea contorul și scădea bateria reclamantei. V-am zis că e nevoie de tehnologie în această direcție. Începe cineva să sfure din energie? Ești în cameră la hotel și te fură magneții? Ești în autobuz și îți bagă cineva mâna în baterie? Pac! Sare siguranța din panou, da? Trebuie, domne, un soi de alarmă, o avertizare, că altfel e greu să-ți dai seama. Și te trezești când e prea târziu. Vorba Ralucăi Turcan, te trezești mort. Stai, nene, că e încurcătură. Da, eu credeam că a fost 8 martie, nici de cum 1 aprilie. Dar mă rog, să zicem că știrea e pe bune. Adevărul e că sună bine de tot, domne, n-ai ce să-i reproșezi. Plus că acțiunea se petrece în Brașov, la 2 pași de Castelul Bran, unde e vorba de Dracula, da, contele care suge sângele oamenilor. Uite că acum au apărut și vampirii energetici, care sug energia din om. Lucrurile se leagă și au un puternic parfum de credibilitate. Până la urmă, singura chestie care mă deranjează în toată povestea e destinația energiei furate. Ea ajunge la politicienii aflați la putere. Uite, asta chiar că mă scoate din minți, domne. Cu asta eu nu-s de acord. Ah, cât de superficial ești. Apropo de femei, de politicieni și de orașul Brașov, iată aici un senator brașovean în acțiune. Senatorul PSD, Florin Orțan. Dragi colegi, astăzi România este ca o femeie la bazinul olimpic pe care o apuci de păr, o bagi sub apă și aștepți venirea presei ca să o salvezi. Ce, mă? Nu, stați, iertați-mă un pic. Ah, nu, că trebuie să reiau, că nu, eu nu reușesc să procesez astfel de informații. Deci, România e o femeie pe care o apuci de păr, o bași sub apă și ce, mă? Cum adică o apuci de păr și o bași sub apă? Așa direct? Adică nu-i dai și două labe peste bot să nu se zbată? Doamne, Doamne ferește. Maestre, am senzația că ai plonjat prea tare în borcanul cu metafore. Ai sărit plin de speranță și te-ai înfipt în fund. Bam! Ai vrut să fii spiritual și te-ai umplut de spiritualitate pe la botic. Ca aia care sar într-o piscină goală crezând că-i plină. Ați observat reacția sălii? Cred că senatorul se aștepta la urale, aplauze fierbinți, sala în delir, admirație și când colo, tăcere, jenă, un ocean de jenă. Ca o femeie pe care o apuci de păr, o bagi sub apă și aștepți venirea presei ca să o salvezi. Nu, vedeți că... Normal, s-au blocat oamenii. Abia după 3-4 secunde s-au găsit 2-3 să zică ceva, orice, numai să alunge sentimentul de penibil care inundase incinta. Ce mai, senatorul ăsta Orțan a reușit performanța să se ia singur de păr, el fiind ras în cap, și să se bage 2 metri în vorba aia. Domnul senator, vezi că cineva ți-a pus niște magneți, domne, cu care ți-a
captat energia, inspirația. Ca să nu zic mai rău, retrage-te puțin, omule, odihnește-te, bagă-te în priză și vină după aia. N-apucă să spună omul ceva, că te și repezi. A, și încă una cu furtul de energie. Un român a fost arestat la Roma când încerca să fure niște trotinete electrice. Mă, asta e, a încercat. Măcar a vrut să fie modern, actual, să se alinieze la ultimele tendințe. Dar să trecem peste știrile cu bandiți, domne, prea multe. Ia să ne veselim și noi, nițel, că numai de-astea nasoale am auzit de la o vreme. Uite, într-un orășel din nordul Italiei a început să curgă vin la robinet. Asta pe conducta de apă rece, desigur. Pe țeava de apă caldă venea vin fiert. Cu scorțișoară, da, da, se știe, fără nu se poate. Într-un final, instalatorii au lămurit problema. Vinul a ajuns în rețeaua de distribuție apei din cauza unei defecțiuni produse la o vinărie locală. Autoritățile le-au cerut scuze oamenilor și au ținut să precizeze că fenomenul nu prezintă niciun pericol pentru sănătatea lor. Deci, până la urmă, ce au făcut instalatorii? Au reparat ori? A? Cred că au fost primii instalatori care au fost chemați să strice și mai rău instalațiile. În loc să remedieze problema, ei au venit repede și au montat câteva linii de îmbuteliere. Localnicii au chemat și o echipă de la compania de gaze. Ragații, uite care-i problema, oarecum facem și noi să ne vină pe conductă niște friptură în sânge. Aveți idee? Dar nu vă faceți griji. Rezolv problema. Și se pare că o parte din vinul italienilor a ajuns și în România prin județul Caraș-Severin. Păi ce, numai gripa chinezească? Un bărbat de 61 de ani din Caraș-Severin a reușit treimea șoferilor inconștienți. Omul a fost prins de polițiști la volan cu alcoolemie de 5,79 alcool pur în aerul expirat. Avea permisul anulat, iar mașina pe care o conducea era radiată din circulație. Până și oamenii legii au rămas uimiți de rezultatul etilotestului. Lasă, domne, bine că e sănătos. Restul, că e permisul radiat, mașina expirată în aerul pur și alcoolul anulat din circulație. Amă, nu înțeleg. Repet, bine că e sănătos. Că i-a dat seama, știi? De bucurie că nu are și vreo boală acolo. Asta e important, mă, ziua de azi, că nu înțelege lumea. Nu vedeți câte se întâmplă, câte nenorociri. Sau această elevă de la mine, de la Ploiești. Au luat-o cu ambulanța de la școală că era beată. Păi bine, mă, și cu ce ați fi vrut să o ia? Cu elicopterul? Normal că au luat-o cu ambulanța. Sunt curios cât o fi avut alcoolemia. Oare cât îți trebuie să treci clasa? Ați văzut mai devreme, șoferul din Caraș-Severin avea media peste 5, da? Avea 5,79. Nu cred că își făcea griji. Sunt curios cum o fi la școală. Care o fi sistemul de notare? Eu am un principiu, când beau un pahar sunt altul. Și dacă sunt altul, de ce n-aș mai bea un pahar? Sănătos principiu. În fine, repet, problema acum e alta, e cu gripa asta. Aici e important să nu sărim calul. Ați văzut, autoritățile fac apeluri către cetățeni să fie atenți, anunțe dacă au simptome, să stea izolați dacă sunt suspecți. E, dar cât să stea izolați? Că omul, prin definiție, e un animal social. El trebuie să ciocnească paharul cu tovară și altfel nu-i priește, domne. N-are gust licoarea aia, n-are, cum spun profesioniștii, cădere. Cum să bei în izolare? Pe noi ne caracterizează generozitatea, domne. Nu putem fi egoiști. Ce vreți, să ajungem să ne batem prin magazine pentru hârtie igienică precum australienii? Asta vreți? Că nu cred. Hey, stop! That's enough! Pentru a evita asemenea scene, magazinele din Australia au raționalizat hârtia igienică. Un bax de căciulă. Na, sper să n-ajungem acolo. De fapt, să ne întoarcem acolo, pentru că noi știm cum e. Știm cum e cu marfa raționalizată. N-am uitat cum stăteam la coadă să luăm pâine pe cartelă și hârtie igienică doar cu pile sau cu aprobare de la partid. Bine, când n-aveai ce să mănânci, n-aveai nici ce să... Dar oricât, din când în când se mai întâmplau și minuni. În fine, să revenim în lumea noastră. Uite, direct de la Botoșani, un gest de solidaritate cu femeile din Australia.
Ia uzi, polițiștii nu le-au făcut față. Oare și-au luat-o și ei? Bine că n-au nimerit peste lotul feminin de box. Mă rog, până la urmă spiritele s-au liniștit de la sine. Așa se întâmplă, domne, cum ne aprindem, așa ne îmbăcăm. Bine că n-a venit senatorul ăla de mai devreme să le ia și să le bage cu capul sub apă. Răpuci de păr, bagi sub apă. E, da, da, doamnelor și domnilor, aplauze pentru senatorul PSD Florin Orțan, mai ales dacă ați deschis mai târziu televizoarele. Ok, să mergem mai departe și să dăm o roată și pe la biserică. La o biserică din Năvodari, preotul stătea pe telefon în timp ce spovedea o credincioasă. A, așa, maestre, bravo. Ia zi, ce cod ai la telefon ca să-l deblochezi? 6666? Îți dăduse, doamne, doamne, vreun mesaj pe WhatsApp? Vreo glumă cu preoți? Un banc, ceva? Nu. Nu, aici nu se glumește. A sărit un purtător de cuvânt al bisericii cu explicații. Că, domne, n-a făcut nimic rău, vă luați aiurea de el, n-a încălcat canoanele. Păi mersi, nici nu cred că scrie ceva în canoane despre telefonul mobil. Nu cred că apare așa ceva prin Noul Testament. Pur și simplu e un gest nepotrivit, mă. E lipsă de respect față de credincioasa aceea care a venit la el cu sufletul deschis. Asta era ideea. Dar nu, ei atâta știu, mă, canoanele. Hai, mă. Apocalipsa se apropie. Ori căuta pe bursa lumânărilor să vadă care mai e cotația. Sau nu, 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 se uita pe Facebook să stabilească ce să-i spună femeii. Doamnă, sunteți bine? Păcate? Minore, nu, adică îmi place de dumneavoastră. Așa, preventiv, trebuie să spuneți de 10 ori Tatăl nostru și să dați 10 like-uri la postările Patriarhiei și 10 la Arhiepiscopie, că stă preasfințitul și ne numără reacțiile. Da, da, se zice că preoții au plan de încasări, că s-o obligați să vândă nu știu câte lumânări, să aducă anumite sume. Acum, de când cu modernizarea, trebuie să aducă și like-uri. Like-uri și inimioare pentru șefi. Cam frumos. Ok, virusul ca virusul, puteți închide școlile, molurile, orice, dar să nu-i luați românului băutura. Astăzi mâncăm mucenici și trebuie să bem 44 de pahare. Direct coma alcoolică, vă dați seama. De unde naiba vine tradiția asta tâmpită? Dacă bem 44 de pahare, reușim să scăpăm de coronavirus? Vax populi. De ce mâncăm mucenici astăzi? Că și e bine, să mâncăm mucenici, da. La ce ne ajută? Ce? La sănătate, la corp, la morți, că e primit. E primit. Spuneți-mi și de cele 44 de pahare de astăzi. Vreți să... Câte? Poftim? Câte vreți să beți astăzi? Eu, 2-3, maxim 5 pahare, atâta. E cea mai frumoasă tradiție. O zi la bărbați, avem și noi o zi într-un an. Femeile au 15. De unii respectă 44 de pahare, unii măcinicii. Dumneavoastră câte pahare reușiți din cele 44? Am dat vreo 10, dacă pot să le dau 10, da, maxim. Da. De ce trebuie să bem azi 44 de pahare? Care e tradiția? Asta e tradiția din bătrân care s-au denumit cu măcinicii, cum ar fi. Și noi trebuie să ne facem, cum ar veni, din strămoși cum ar veni, să ne facem datoria 44 de pahare. De ce trebuie să bem azi 44 de pahare? Care e tradiția sau de ce ar trebui? Ieri a fost ziua femeii, azi e ziua bărbatului. Spuneți-mi de tradițiile de astăzi, cu cele 44 de pahare. Câte reușiți să beți din el? Păi fix eu beau. Am fost la fratii meu. Păi fix? Și azi câte ați băut? 44. Mai am de băut vreo 7. De ce trebuie să bem azi 44 de pahare? Care e? Este ziua credinței, Libia. Pardon, nu Libia, România. Am fost prin Libia și mi-a zis mic, am pus pe la fratii meu și mi-a dat mucenici să mănânc. Ce e cu mucenici ăștia? De unde vine tradiția cu mucenicii? Tradiții din credință, șefule. Mucenicii e la Dumnezeu lăsat, la Domnul Hristos. A lăsat mucenicii care sunt, care să 44 de pahare să bea astăzi. De ce? Din cauza ucenicii lui Domnul Iisus Hristos. Era problema de 40, dar acum s-a făcut 44 pentru că se mănâncă și mucenicii care sunt făcuți, care se împărțesc. Deci nu poți să refuzi. Dacă vine cu împărțeală, poți să refuzi?
Nu, pot, nu pot să zic și cu mucenicii, așa și paharul care este, da? Câte pahare din 44 reușiți? Nu reușesc, mai mult de 7, 6, 7, să zic așa că... Acolo vă este oprirea, da. Scăpăm cu paharele astea 44 de coronavirus dacă le bem pe toate? Dacă le bem pe toate, mai se lepește vreo virus ceva de noi dacă e tărie, dar nu se mai lipește, să duce. N-are ce aici în Bolentin de mare virus ăsta. De ce? De ce, fiindcă aici știm să ne tratăm cu un o țuică de prună, un whisky, un coniac de ăsta bun și fuge de aici. Fuge coronavirusul. Nu, nu, n-are ce căuta la noi aici. De ce trebuie să bem pahar? Bărbaților azi, e 44 pahare, e măcinici și de-aia să bea. Câte reușiți din cele 44? Eu nu beau pahare, beau bere de asta. 44 de beri? Ai un drag, dacă aveam bani, beam 44. Credeți că ajută paharele astea de astăzi la să scăpăm? Paharele sunt controla virus. Deci cu cât băi mai multe pahare, cu atât sunt contra virusului. Dumneavoastră la 7, a spus că vă opriți? Da, 6-7, poate și după amiază mai multe. Și coronavirusul nu... Coronavirusul dispare. Vreau să vă întreb de ce mâncăm astăzi mucenici, ce s-a întâmplat? Păi dacă e 44 de mucenici, adică așa se numește. De unde vine tradiția cu mucenici? Păi Dumnezeu ne-a învățat, eu noi de unde să știm. Dar îi faceți, îi mâncați, sunt foarte buni, nu? Da. Sunt foarte buni. Dar de ce îi mâncăm chiar astăzi, mucenici? Păi așa se mănâncă astăzi, că eu pe nouă o să pune mucenici, așa se pune. Dar de ce, domnule, de ce astăzi? Păi da, îi scrie și în calendar data asta. Nici nu știu cum să spun și normal de unde ar veni tradiția, pentru că unii spune că ar fi... cei 44 de necunoscuți ființi omorâți. Așa, alții spun că ar fi tot așa niște necunoscuți. Sunt două păreri. Să avem pardon, am avut și ghinion. Ereditar, avem o gaură în buzunar. Dar progresăm, încet, încet toți emigrăm. Mai bine veneti decât argați la secund.